Așa, stai, nu, nu ridic. Hâțu Johnule, hâțu tată, am zis că vă spunem ieri ce pățani am avut, nu putem să vă spunem foarte multe, pot doar să vă spun în felul următor. Ieri la ora 8.30 dimineața mă trezeam în spasme de la niște telefoane, evident că nu, eu am telefonul pe silent, nu am auzit telefonul, dar am văzut apelurile multe, am sunat înapoi și revin undeva la 8.33 dimineața, pierdeam 200 de milioane Johnule și undeva la 19.30 seara aveam să-i recuperez. De aia ziua de ieri a fost extraordinar de grea, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a avut grijă de mine să mă simt bine, să uit de greul ăsta. Am filmat cu Shelly detectorul de minciuni pe care abia aștept să-l vedeți, a fost genial. Nu pot să vă spun ce am simțit, adică chiar le spuneam multor copii, domne, pregătiți-vă bine de bac și pregătiți-vă și mai bine de ceea ce urmează după facultate și anume viața, pentru că viața este mai grea ca orice școală, Johnilor mici care sunteți. Deci m-am simțit ieri, ce bac, ce admin. Johnule, 200 ai mei mili, nu știam dacă se mai întorc și știți că suntem cu căsuța și orice investiție este foarte bine chipzuită și gândită. Am rezolvat lucrurile, motiv pentru care, ca să vedeți de ce acest intro, în primul rând pentru că vă datoram o explicație și în al doilea rând pentru că suntem la Capodopera. Mi-au venit niște papucei de la Karl Lagerfeld, colecția 2019 și mă duc să-mi iau papucei. După aceea avem o scurtă ședință la Media Pro Music, după care mergem repede-repejor la Bavaria să ne luăm înapoi bolizelul, bă, dar este vacanță, știți, copiii la școală, că aici e școală. În fine, după care mergem până la Key Optic să ne luăm o pereche de ochelari, pentru că plecăm în mini-turneus, Johnule, la Arad, după care 5 zile cu Neamărin. Hai până la Capodopera și revenim cu ce luăm de acolo. Toți, Johnule, el este Shlomi, unul dintre cei care dețin acest magazin super Capodopera 12, îl găsiți pe Instagram. Voi sunteți frați, nu? Tu, da, Michi, nu? Da, frați. Doi frați sunt, Shlomi și Michi, au cele mai tare haine din București, Johnule, așa că check it out, Capodopera 12. Hai înăuntru. Deci vezi, bă, de la 30 de ani deja ne gândim să ne luăm papuși de oameni cărunți, mă. Păi ce să faci, bă, îmbătrânim, bă. Ia uite, mă, stai așa să-ți prezint frumos situația. Johnule, hap. Deja parcă simt că mă încarc cu energie pozitivă, Johnule. M-aș mai uita și de un tricou. Revenim. Johnule, hâți, al treilea puișor din familia Off-White vine la noi. E ceva marin, așa ceva, ne pregătim de Neamărin. Uite, vezi, hâți, Johnule, iau-te Neamărine cât costă să vin la tine. Ia o pastă. Plus că am și clipuri de filmat perioada ce vine. Trebuie să am hăinuțe, ca să fiu și eu fresh, Johnule, pupăm pe băieții din Vâlcea care au venit la Capodopera. De asemenea, dacă veniți pe aici, spuneți, Johnule, venind din partea lui Hâțu, că poate e un discount, poate o dumă, vedeți voi. Dăm ăsta mai departe și ne pregătim să mergem. Auzi, Lomi, chiloți aveți, că am făcut o dudă astăzi, se pare că blugiți mai largi decât mă așteptam. Ia, unde? Hăți, Johnule, nu, nu vă minunați, că n-ar fi atât de ieși din comun să mă dezbrac eu într-un magazin de haine. Adică, pe bune, mi-am luat tricou și vreau să-mi îmbrac tricou nou, dar încă nu l-am taxat. Ideea este că, uitați, unde să ia, mă? Stai așa, mă, să facem filmul complet. Stai așa. Vorbeam cu Shlomi, Johnule, că azi joacă România. Și acum iau-te-l pe fratele tău, tricolorul ăla monstru. Acum îți dai seama că după ce am văzut ce mi s-a pus pata și păștile, trebuie să mă torc în câteva zile și păștile acum. Că n-am tricolorul acasă, vrei să te mint? Revenind, uite cât de șmecheri sunt chiloții ăștia ce-mi plac. Sunt discuri, nu? Bă, dar ce? Ia uite, mă, scrie și aici. Da, frumos, vezi, deci trebuie să vin mai des fără chiloți aici. Uite, vezi, primesc cadouri frumoase. Hai la ședință, acum pot să am o ședință normală. Până acum era vibe-ul ăla de proaspăt trezit. Johnule, hăți, tată, suntem la Media Pro Music și înainte de a intra ne-am întâlnit cu fratele nostru de la Brățărici Superbe, le vedeți la mine pe Instagram, Johnule, pentru că mi-am pierdut la un concert, deci haideți să vă explic. La un concert se făcea că era atât de mare hype-ul încât m-am dus în față, am cântat, hăți, Johnule, ăsta e ăla din Thailanda, dacă v-am spus de el, de miroase chinezesc, da? Hăți, Johnule, hăți, Johnule, hăți, Johnule, și când am făcut, hăți, Johnule, să cânte ai mei din public, Johnule, când m-am întors, mai aveam doar ceasul la mână, din ceas și patru brățări. M-am uitat așa și am început să râd, pentru că mie mi-este drag și pentru că, pe bună dreptate, Johnule, și dacă aș fi fost eu mic și venea artistul meu preferat în public acolo și cânta, luam și eu ce apucam, Johnule, să am și eu acasă, nu? Așa că nu e cu supărare, nu vrem să devină nici obicei, nu vă gândiți că vă sfătuim să faceți asta. Cert este că noi ne-am luat brățăricile din nou și o să le vedeți pe Instagram. Hai să intrăm la ședință. Johnule, doar ce ne exercităm iarăși puterile Pandorei, am ajuns la Bavaria, cheia este la băieți înăuntru. Mi-am pornit motorașul, iauzi-o. Mami, pornește-o. O și deschid și pot să și plec cu ea. Cum ar fi, mă, să plec cu mașina de aici și să-i sun pe ăștia? Parpală, tu te pun la mașină, știu, te rog frumos. Păi, dar n-avem timp. Trebuie să ascundem cinciul ăla, a? Păi trebuie să mă duc cu ele în spate. Sau hai să ducem repede cinciul în spate. Nu? Încercăm? Hai.
Johnule, ne-am hotărât să luăm și totul din portbagaj dacă tot am venit. Atunci când îi sunăm pe băieți doar să râdem, să ne aducă cheia și să facem mișto de ei. Hai. Toți, Johnule, culmea culmilor este că mașina, cheia era și în mașină, de aceea era mașina deschisă. Așa că până acum nu opream cu ne-a ieșit Maxim. Ne-au văzut câțiva băieți din service, dar am făcut semn și glumă parpală. Acum sper că au auzit. Eu vreau să stăm acolo sau nu? Fii atentă. Deci unde putem să stăm noi fără să vadă? Încolo, dacă ne ducem, va vedea. Uite ce am descoperit, mâncați-aș gura ta. Mamă, am intrat în baza lor. Uitați, uite-te aici. Am intrat în baza lor, postule, nu vezi motocicletele de poliție? Ia uite-le câte sunt. Ia, hai să sunăm. Ai doare la basc. No error. Te sun imediat, Dorian. Bine, te pup. Cam cât de imediat? Te pup, te pup. În primul rând că sunt celălalt telefon cu cineva. Bine, să rămână, hai pa. Te pup, mama. Farsa noastră se întinde. Am nevoie să fugi repede până la mașină să-mi dai un act din torpedo, te rog. Unde ești? A, uite că sună parpală. Lasă că vorbesc cu el. Hai, te pup, pa, pa, pa. Nu, hai că ies eu. Bine, hai, fugi unul până la mașină, te rog. Bine, hai, hai sună-mă de la mașină. Hai, pup, pa, pa. Hai să mergem să-i filmăm. Vedem ce ne iese, ne iese. De aici, Johnule, nu sunt, n-avem cum să fim văzuți. Nu. Acum, din moment în moment, ar trebui să apară Robertica. Panicat, unde e mașina? Că teoretic i-am spus că am nevoie urgent de niște acte din torpedo. În mod normal, dacă farsa nu iese cum trebuie, ar trebui să vină să caute mașina pe la băieți. Stai așa, stai, nu ridic. Da, Robertica. Păi nu, mă, la mașina mea, mă, eu nu sunt aici. S-a prins. Ce că stai că mi-au luat ăștia mașina de la copac? Inițial, Duma era în felul următor. Am ajuns la mașină și eu îmi pornesc tot timpul mașina din telefon și zic stai că o deschid și plec cu ea, că eu am crezut că cheia e la voi. Da, în momentul în care am văzut că cheia e mașină, deja gluma nu mai era așa wow, că m-am gândit că vă gândiți că am mutat-o unul dând de aici. Păi da, luăm pe... Păi, Johnule, am rezolvat totul. Să vorau pe cine trebuie ajuns. Nebunilor, bă, să rămână, mersi că ați rezolvat rapid, cât, Johnule. Hai să mergem să predăm 5-ul și după aceea noi plecăm, că am și mutat tot ce avem de luat din mașină în mașină. Hăț, revenim din a noastră. Hăț, să nu plouă bebelușii mei cei noi. Johnule, am zis așa, dacă afară plouă, trebuie să-mi iau un parbriz mai mare ca să-mi pot pune ștergătoarele. Iar pentru condus, pentru că știți cât alergăm la muncă. Bă, fraților, mă, bă, chei opticul ăsta e... Eu n-am mai văzut așa servire. Deci uitați-vă tocul de la acești ochelari huge Gucci, da? Am ăștia pumele astea înăuntru. Uite-te ce, fii atentă să culeți aici, da? Și acum, parabam, papam, papam, deci asta e suprema. Uite-te la să culezi, da? Nu mai zic ce material are. Ești pregătită? Ce poate să fie aici, te gândești, nu? Ce poate să fie aici, te gândești? Hăț, Johnule, hăț, Johnule. Tu știi că noi am văzut atunci când i-a adus în showroom, da? Hăț, Johnule, stai așa, hăț, Johnule, hăț, Johnule, hăț, Johnule. Și bum, ăștia-s de condus, dar uite-te cum merg cu mașina numai. Ai înțeles? Că mi-a zis, bă, am văzut că tu porți ochelari foarte des și vezi că seara nu prea e bine să o forțezi cu. Știți exact ce vorbeam de intrat cu ochelari în clădire? Ei, ăștia ar fi niște ochelari pe care îi poți purta oriunde vrei tu. Și în interior, și în exterior. Și asta e o lentilă super light, super des. Bă, cum se vede mașina cu ei, ești nebun. Wow, genial. www.caoptic.ro, Johnule, ceva high-end. De acolo și ochelarii pe care avem noi pe www.dorianpopa.ro. Andrei Curej, puteți să intrați să dați un ochi, Johnule. Nu sunt chiar la preț de Gucci, dar ne-am gândit că așa o luăm și noi treptat. Cam asta este activitatea pe ziua de astăzi. Urmează să plecăm către Arad, Pâncota, Johnule. Am luat dubă pentru că mergem astăzi toată noaptea către Pâncota, cântăm mâine la Pâncota, ne întoarcem de la Pâncota și fix în același moment în care am ajuns în București, eu mă urc în mașină și plec la Constanța către Neamărin. De aceea luăm o dubă ca eu să dorm un pic pe drum, pentru că la Neamărin voi ajunge direct la muncă, nu voi dormi. Plouă, dar asta nu este deloc rău. Este ora, bă, ce n-aș fac că m-uitea să-mi iau ceas, dar nu mai am erori în bord. 15:24, vreau să prind și un antrenament rapid. La ora 16, Doamne, cât îmi plac ochelarii ăștia, Doamne, cum mă simt cu ei. La ora 16, știu că o să râdă toată lumea pe YouTube, dar asta este. La ora 16, căs, Johnule, la ora 16 o să mergem, o să vină Duba la noi în fața blocului și o să plecăm către Arad. Așa că vă urăm un weekend superb, Johnule, învingeți ploaia cu mintea, că aici stă totul, aici este secretul, în creieraș, Johnule, secretul fericirii, cum spunea Mihai Bendeac. Nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să aprindeți coțopelul, pentru că fiecare zi de la 8 dimineața suntem aici cu o năstrușnicie, cu o dumiță care să vă amuze, care să vă facă ziua mai frumoasă, mai relaxată și mai puțin umplută cu stres. Mamă, ce prost a sunat, dar asta este când și conduci și mai spui și vorbe, trebuie să fie atenția împărțită în ambele locuri. Nu uitați să dați follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify, Dorian Popa, like pe Obositul Domn Facebook și de asemenea, click pe www.dorianpopa.ro, mai ales că acum avem cei mai șmecheri ochelari chiar la noi pe site, Johnule. Să aveți o zi și o cafeluță însorite și mirobolante. Vă pupăm, hăț, Johnule! Când vă gazela antilopa, pozăm să avem ce developa. Și uite așa ne trece noaptea. Și patul face scârț, și-am eu nu vezi la altcineva.
ce-ți cântă Bob.